Salut, boșacalilor, ce faceți? În primul rând o să încerc să mă și mai puțin pentru că am dat-o pe autofocus că eu m-am dus aici departe și n-am chef să mă întind eu până acolo să-mi fac focus, știi? Și în al doilea rând, afară plouă și am zis să fac un Q&A. N-are sens, da, e. Nu aș flăneau asta pe mine, mie îmi place, dar zici că e ajutorul lui Moș Crăciun, știi? Că mare așa, vin de un horn, că e cam gri, mi-am crescut și mustața, zici că se mir engle, toate bune sunt, cum să fie, să nu fie. Dar nu știu de unde mi-a venit atracția asta pentru un Q&A, starea asta să fac un Q&A, dar pur și simplu un gen mi-am luat cameră și am zis, bă, vreau să filmez eu, dar nu se mișcă, dar mă, gata, mă, mai mișc. Am pus-o pe manual, gata, fai de capul tău. Mi-am luat cameră și sunt foarte fericit și am filmat și reacții, într-adevăr, băi, te rog să pornești clopoțelul ăla, frate, că o să vină o reacție, știi, încerc să, de dacă azi e joi și pun clipul ăsta, înseamnă că mi-a ieșit. Pornește clopoțelul că duminică o să pun o reacție sau sâmbătă, văd eu și vreau să vadă cât mai multă lume și acum hai să trecem la Q&A. Eu până acum am selectat întrebările, știi, pe care le pun în Q&A, că le luam din comunitate, dar acum, nu știu, plouă așa afară și nu-s așa euforic, cât mai mult așa chill și vreau să fie ceva liber, adică când e cu mirengle, adică cum să nu... Da, bun, deci o să iau întrebările direct de aici, hai și cu un like și ce o fi, mă rog să știți că sunteți foarte nașpa la lăsat întrebări, adică sunt... Numai din ce m-am uitat, nu m-am uitat mult, două întrebări am văzut și trei erau proaste, deci că la modul ăsta era. Dă-l în până de Q&A și pune reacție. Dă-l în până de reacție și pune Q&A. Când faci reacție, unde e reacția, vrem reacție cu mama ta, când pui reacție... Uite una bună, uite una bună aici, când pui reacție, asta e bună, asta o să răspund la asta. Ai făcut vreodată o năzbâtie pe care o regrezi și acum? Băi, cea mai mare e că m-am născut și cam pe asta o regret și... Gen doar pe asta, m-am născut, e o năzbătie mare, o făcut mama o năzbătie, de fapt nu eu. De fapt, dacă mă gândesc mai bine, puteam un pic să se străduiască și nu mă mai nășteam, nu făceam niciună nicio năzbătie. Ți-ai schimbat numele în altul, bă, uite, fix cu între, despre asta vorbeam cu mama la masă cu câteva minute, am zis că la 21 de ani vreau să-mi schimb numele de familie în SNIC. Mama zice că, băi, nu se poate, că trebuie să ai un motiv, băi, dar la 21 de ani, nu știu de ce vreau la 21, că atunci, gen, cred că o să aici, știi, mă maturizez și o să fiu sigur. Și la 21 de ani vreau să-mi schimb numele în SNIC, frate. Așa, Snică, Lucian, pac, ce cringe să fie, doar. Ai rămas cu origen sau repetent? Băi, nu, în viața mea, dar nu te mint, frate meu, că în 5-8 la chimia asta numai în 6. Numai în 6, frate, nu mi-a plăcut chimia deloc. Odată am avut mai, note mai mari, dar odată sunt, dar nu deloc, mă, deloc. Ai auzit de orașul Roman? Băi, am mulți prieteni Roman, am fost, am avut campionate acolo cu karatele, merge, îmi place rău, serios. Ai condus vreodată o Dacia? Nu vreau, deja mașina pe care conduc că fac școală e un Seat de ăsta mai așa, mai băi, nu-mi place deloc, băi deloc să te venesc. Băi, deci eu sunt cu motorina, mă înțelegi, băi, și când am dat pe benzină, deci trebuie să faci alea, ridici ușor ambele așa pe cea și accelerația, știi, de acum am două picioare blege, să duce așa și să duce așa, deci la mod așa e la mine, știi, nu e așa frumos, la mine, opa, piciorul dreptul, eu am doi de stâși, dacă mă înțeleg, am zis paralel, mi se duce, n-am cum, n-am treabă. Îți place ceea ce faci? Bă, sincer, în ultima perioadă nu-mi place deloc. Dar la modul că n-am timp, că eu doar aș face lucruri mai șmechere, dar băi, de ce sunt așa de secat, de ce eu în vară îmi ziceam, mamă, când vezi într-a 12-a, toți youtuberii ăștia proști, leniște, lasă-mă într-a 12-a de YouTube, eu cum să mă las, mă, frate, că eu o să filmez așa, pac-pac, după care pac-pac, te și postez, mă, mamă, știi cum postez, dar online, nu s-a întâmplat nimic, dar eu nu mă zic atâta, că e de făcut nimic. A iubită, cum o cheamă? O cheamă Selena Gomez, este împreună de când jucam în Magicienii din Waverly Place. Numai că de mine nu-și aduce nimeni aminte, e normal. Ești fericit cu pancakes? Da. Mor de fericire. Chiar îmi place foarte mult. E tare. Îmi place foarte mult. E amuzant, e cool, e fain. Ador. Îmi place mult, serios. E... N-am cuvinte. De ce ai nasul mare? Băi, să observ, mă, că uneori la videourile mele, bă, și eu, deci eu când le filmez, nu mă văd, uite, dacă mă uit acum la mine, nu mă uit în cadru, mă uit la mine, băi, nu pare nasul așa mare, bă, dar când editez, mă, încați așa, băi, mai întâi mi se vede nasul, bă, nu, mă rog, chestia e cam nasul atât de mare, că când face umbră pe toată fața, ești nebun la cap, deci trebuie să fac aici o loc, de uite la mine, mă, face umbră pe gură, pe nas, pe tot ce vrei, pe ochi, pe frunte, e mare rău. De ce naiba nu scrii cât de cât corect gramatical?
chestia că m-am născut cu o boală, nu o să-i spun boală că mă doare și pe m-am născut cu o problemă, se numește handicap lat gramatical pe partea dreaptă, aici și în partea cealaltă pentru voi, aici pe la ceafă, mă, eu când apuc să scriu corect, ai, mă doare aici capul, știi, și nu pot să scriu și scriu greșit. E dureros, rău, e groaznic. Nu vă doriți să bat aici în lemn. Dacă nu vă doresc, frate, nu vă doresc. Câți bani faci din YouTube? Destui încât după 5 ani de treaba asta să-mi iau și eu o cameră. Cum te vezi peste 20 de ani? Cu barbă. Mă văd cu barbă, deci nu mai pot. Uite, mă uit la mine, n-am. Deci sunt spân. Deci dacă aș ști povestea lui Harap Alb, eu eram acolo, nu era spânul, era Luci. Eu eram acolo. Da, mai sunt întrebări pe aici, dar mie lene vă să le răspund, știi? Adică am făcut tot așa la mișto, să înțepenez dacă nu înțepenim, dacă nu. Da, v-am zis, am făcut chestia asta, numai că voiam și să mai postez ceva, am lasem și o cameră și știi cum e, vrei să încerci la un moment dat, dar nu știu când apuc să le editez. Bă, dacă nu mi-am tras de mânicile astea în videoclipul ăsta, am tras mai mult decât am tras de un 5 la chimie în clasa 7, să înțepenez dacă te mimă, jur. Da, ce-i drept, chelbosul vă lasă, gata, cheliu v-a lăsat, ne vedem sâmbătă sau duminică cu o reacție, sper. Nu uitați să activați clopoțelul. Doamne, mă simt așa, mă simt ca un vânzător de la McDonald's care e obligat să întrebe aici sau la pachet, așa mă întreb și eu, frate. Nu uitați să activați clopoțelul, da. Un follow pe Instagram și ne vedem. Pa, bă. Autopsia confirma supradozele luate, înconjurat de atâtea lucruri frumoase, medicul legist nu ascultase, azi ploaie în viața lui, un cadavru. Când ești o mare nu treci din fabulații, pitic de grădină fiind treci din ce fac alții.